ca și bilanț al accidentelor de circulație înregistrate în cursul lunii ianuarie. Pe raza județului Dâmbovița au fost înregistrate 10 accidente rutiere grave, din care soldate cu decesul la 3 persoane, rănirea gravă a altor 8 și vătămarea corporală ușoară a unei persoane. De asemenea, au fost înregistrate 32 evenimente rutiere ușoare, în urma cărora 44 de persoane au fost rănite ușor. La nivelul IPJ Dâmbovița, principalele 3 cauze generatoare de accidente de circulație sunt viteza 73,8%, reprezentată de 13 accidente de circulație, dintre care 2 grave, indisciplina pietonală, 12 accidente de circulație, din care 5 grave, și neacordarea priorității de trecere vehiculelor și pietonilor, 6 accidente de circulație, din care 1 grav. Pe drumurile naționale ce tranzitează județul s-au înregistrat 12 accidente de circulație, din care 2 grave, iar pe cele județene 14, din care 4 grave. Astfel, pe DN71 pe tronsonul Băldana Târgoviște au fost înregistrate 2 accidente de circulație, pe sectorul Târgoviște-Cota 1000 alte 2. Pe DN72 pe sectorul Găiești-Târgoviște s-au produs 2 accidente rutiere, pe DN7 pe raza localității Lungulețul Titu-Prădulești s-au înregistrat 3 evenimente rutiere, iar în Tărtășești 1. Pe DN1A pe tronsonul Crevedia-Cornești a avut loc un accident de circulație. Pe drumurile comunale au fost înregistrate 6 evenimente rutiere negative, dintre care 2 au fost grave pe străzile din mediul urban, 8, 2 grave, 6 ușoare, iar pe cele din rural, 2 grave. Amândouă grave. În zilele de joi s-au înregistrat cel mai mare număr de accidente rutiere cu victime, respectiv 8, reprezentând 19,4 din total, din care 2 grave. În zilele de luni și vineri au fost produse câte 7 evenimente rutiere, iar duminică câte 6. Conform statisticilor, în intervalul orar 18-21 s-au înregistrat cel mai mare număr de accidente rutiere cu victime, și, respectiv 5, acest interval însumând 30,95 din total. Persoanele predispuse a fi implicate în evenimentele rutiere negative sunt cele cu vârsta cuprinsă între 46 și 60 de ani.